Vreau să vă spun în felul următor. Mâine vom monta cortul unde sunt așteptați toți pideștenii cu scaunul la cap și normal din județul Argeș să vină să semneze alături de noi pentru stoparea acestor porcării de etnobotanice. Vreau să vă spun un singur lucru. Din punctul de vedere al Partidului Conservator, consumul de etnobotanice reprezintă un mare pericol, reprezintă o problemă de siguranță națională. Fapt pentru care noi, și prin noi zic Partidul Conservator, am luat hotărârea că trebuie stopat cu orice preț, că trebuie să salvăm acești copii și trebuie să se dea această ordonanță de guvern, hotărâre de guvern, lege sau ce vor acești parlamentari să dea pentru a interzice consumul de etnobotanice, pentru a interzice comercializarea lor și pentru a se duce la pușcărie comercianții. Deci noi asta cerem prin această ordonanță de guvern. Da? Și vreau să fac o paranteză aici. L-am văzut pe onoratul domn Băsescu, cetățeanul acestei țări, cum nu știa că în raportul prezidențial oamenii aceia cereau niște dozatoare de seringi ca să poată copiii ăștia să-și bage mai ușor în venă. Puneți că ați văzut și dumneavoastră la televizor. Și atunci credeți-mă că m-am înfiorat și mai tare și rog toți argeșenii, rog din suflet să vină la amplasamentul nostru, acolo unde primăria ne-a dat voie să instalăm cortul față-față cu magazinul Tribale, dacă nu mă înșel, începând de mâine și să semneze că sunt împotriva acestor etnobotanice. Și încă o dată vreau să le mulțumesc pentru telefoanele pe care mi le-au dat de susținere și de încurajare. Oamenii ăștia mi-au dat foarte multă forță și când zic oamenii ăștia, zic pensionari, care săraci au fost și mai amărâți decât noi în iarna asta, dar care au reușit să ne susțină și care au reușit să ne încurajeze. Așa că pe dumnealor îi aștept primii mâine să vină să semneze alături de noi.